trapul a devenit popular în România și cred că mulți se întreabă cum e viața unui trapper. Astăzi voi deveni trapper timp de 24 de ore. Let's go! Primul pas întreabă asta cu rap-ul. Întârzi mereu. Vulgaritatea e ceva normal. De unde? De unde ai cumpărat haine astea? Ce spui? Astea dintr-un magazin. Frate, cureaua ta e ok pentru mulți, pentru că... Să începem. Deschide poliția! N-avem bomba. Ce zici, bom, frate? Mă primi și pe mine? Bă, frate, tu ai venit la fix, la bun? Păi cum, nu așa am vorbit? Frate, primul pas întreabă asta cu rap-ul, întârzi mereu. Deci asta e prima regulă, fraților, deja... Punctual, nu? Deci am stricat, trebuia să întârzi. La Bacău nu trebuie să întârzi sau, mă rog, eu sunt un om simplu, nu vezi, am un tricou normal pe mine. Oh, let's go, ce e aici? Astăzi nu mai ești simplu, fii atent. Întrebări de bază pe care trebuie să le știi. Ai dormit azi noapte? Da, am dormit 8 ore. Dar nu-i normal. Stai, mă, frate, trebuie să stai jos. Hai. Bă, frate, prima oară, în primul rând, nu ai voie să fii punctual în treaba asta. Am târzi 20 de minute, cum? Trebuie să pare o persoană ocupată, trebuie să pare că, bă, scuză, m-am avut ceva de făcut, m-am întâlnit cu un avocat, cu... Înțelegi? Primul rând. În al doilea rând, nu, aha, ok, că nu. Nu. Vulgaritatea e ceva normal, îți poate să scoți, înțelegi? E ce? Normal. E normal. E normal, da. E dințeles, deci trebuie adică să... Adică nu e cam vlog, e normal. A, deci... Pot să o fac. Poți să o faci, frate. Gen, poți să zic, du-te în brânza mătii, cum e în sensul ăsta. Ai tot. Deci ăștia sunt primii trei pași. Să nu dorm. Să întârzi. Să întârzi și să vorbesc urât. Nu neapărat să vorbești urât, dar ai voie să am voie, să am voie să vorbesc urât. Da, să ai voie să nu te cenzurezi. Vreau să mă înveți cum să fiu un trapper, frate. Vreau să mă înveți exact cum te îmbraci tu. De unde ai cumpărat haina asta? Ce scu? Asta e dintr-un magazin. Din mall. Gen, ceva firmă, cură... nimic. Nu, e o curea normală. Hai mă, frate, uite, spui asta pe tine. Dai ca să-ți ia valoare, înțelegi. Ce? Frate, dar Louis Vuitton, curea frate, asta ce are? Știi cât costă o curea din asta? Nu. Mult. Dar curea mea ce are? Bă, frate, curea ta e ok pentru nunți, pentru că... De ce zici? Trebuie să pari că ești bogat, înțelegi? Chiar dacă... Nu sunt? Nu ești. Și chiar dacă nu suntem, știi cum e, trebuie să pari că ai bani, trebuie să pari că ești cineva care a reușit în viață. Oamenii trebuie să vadă struggle-ul, adică faptul că ai muncit foarte mult și că în sfârșit poți să-ți cumperi ceea ce-ți dorești după ta muncă și după ta muzică, știi ce zic? Ce o să cum o pui? Păi, nu cred că... Ok! Se parcal cumva este, nu? Let's go! E ce trebuie, se vede bine? Parcă ai, sunt un pic, deja încep să fiu? Ai trip, aia zic, let's go! Bun, suntem în studio și Bacove aici de față. O să mă înveți cum să fiu un trapper exact de la început. Și ce face un trapper de la început? Te rog, domnul Bacovea. De la început, păi în primul rând, pe lângă faptul că trebuie să ai dripul pe tine pe care l-ai deja, pe lângă faptul că trebuie să întârzi și că trebuie să fii cu atitudinea maximă. Știi cum e, după ce ai dat banii pe curea lui Vito, nu mai ai bani de bituri, ok? Și atunci cauți ceva gratis și cauți aici, uite. Taiga Thai Beat. Ok. Taiga Thai Beat Tasty Free. Okay. Vezi, scrie free, înseamnă că e gratis. Îl descărcăm. Îți mai trebuie și reclame. Faci niște euro ca să prind balansul. Bine! Știi ce zic? Trebuie să ai pe balans, trebuie să... Să miște lumea, să... Ok! Ce zici, are balans beat-ul ăsta? Frate, chiar îmi place acest beat. Crezi că ai putea... Bro. Frate, chiar îmi place acest beat. Frate, tare rău! Frate, mă fiși pieri, cel mai tare beat din lume! Îmi place balans, rău! Are bas, are tot ce trebuie, frate. What the fuck, man? Intri pe YouTube, dau la der, ok? Și pastez link-ul, le-ai pe ăsta de 2.5 MB, să ai valoare. Să fie memorie, nu de alta. Ce ai făcut tu azi? Practic m-am trezit de dimineață, am făcut un antrenament. Ok. Am mâncat sănătos. Ok. Cam atât. Departe de a fi trapper. Băgame, ești pur. Trapperii se trezesc dimineața, probabil unii fumează, unii nu mănâncă, bei un energizant la 2 lei cu o țigărușă, micul dejun. De bea doar apă. Tu ești cu avocado, cu din alea. Da. O să fie puțin greu, frate, o să fie puțin greu. Dar în tine vă potențial, frate. Frate, am... Pe bune, chiar vă potențial. Sunt ce trebuie? Da, ești ce trebuie. Ești ce trebuie că... Okay, acum există două tipuri de trapperi, ca să înțeleagă și lumea, hai mai aproape. Există... Bă, lumina aia îți bate bine, mă? Olea, că poți să tragi...
Există două tipuri de rapper, de trapper, de cum vrei tu să ne spui, mm-hmm. da? Oamenii care cântă ceea ce simt, ceea ce fac, și oamenii care o fac de entertainment, de vibe, adică nu neapărat cântă chestii pe care le-au făcut, dar sunt tari și sună bine. Tu ce fel de piesă vrei să faci? Vrei să scrii din viața ta sau vrei să faci un gen, o ficțiune din asta, dar tare să fie? O ficțiune tare, cum mă băteam în cartier, ok, și fumam țigări de pe jos. Am trăit în haos, fraților, am trăit în underground. Vreau să se înțeleagă asta. Ce trebuie? Da, frate, pentru că tu ai zis că nu fumezi și acum o să băgăm în piese că fumezi ca să te creadă lumea. Exact, așa. Trebuie să fiu bad boy. N-ai fost băiat de cartier, nu, dar... Nu, dar sunt, dar și... pot fi acum. Exact, let's frate, go. Exact. Îmi dai lanțul tău? Am uitat de lanț, am uitat de lanț. Ăsta e un lanț, stai că ți-l pun eu la gât ca să vadă lumea că ai semnat cu mine. De ce înseamnă VS1? VVS? Șlefuirea diamantului și mecherie. Știi cât a costat ăsta? Ești mai valoros cu 30.000 de dolari acum pe tine. Auzi, poți să vând acest lanț să plătești o rate la mașină, dacă nu te superi? Ai mașina în rate. Trepării nu și-au mașina în rate? Ai mașina în rate, frate? E în leasing? Da. Bravo, coaie. Toți trepării au mașina în rate. E ok. Primul pas în care chiar... A venit pregătit de acasă. Bun, am luat beat-ul. Avem notepad. Uitați cum se scriu versurile, fratele. Direct în notepad. Clasic. Dar frate, nu trebuie să știi numai că eu scriu versurile. Fraților, eu i-am zis versurile lui Bacovea și el practic mi le-a scris. Adevărat. Adevărat. Ideea e că nu poate să și filmeze și să scrie la același. Da, gen de-aia l-am rugat pe Bacovea să scrie. Și eu, uite, chiar eu i-am zis, te-a lăsat iubita, te aștept la sală. Ești din casă, nu ai viață socială. Deci te-a lăsat iubita, te aștept la sală. Ești din casă, nu ai viață socială. Bun, bun. Stai. Se gândește bine, e bine. Mă, nu, chiar vreau să suni bine rău. Ești topul creator. Vreau să suni bine. Stai degeaba, dă-te jos din pat. Nu mai stai degeaba, nu mai fi un ratat. Nu mai suntem în 2009, bro. Ratat cu pat. Păi tu trebuie să mă ajute, înțeleg. Facem așa, să intre mai bine la suflet. Că și aia depresiv să mai dau jos din pat, știi ce zic? Dă-mă din asta, ți-ai dat prietenii pentru o fată, știi? Să se simtă vinovat omul. Bă, se vede că nu sunt în domeniu, se vede că am multe ți-ai de dat mânță. Prietenii... Opa, prietenii. Prietenii... Eu sunt ungur, scriu mai prost. Ți-ai dat prietenii pentru o fată, tu ai picat de prost, i-a scăpat basma curată. Let's go! Ai picat de prost, i-a scăpat basma curată. Ia, yeah, let's go! Oh! După drop așa, știi? Adică tu. Are dropul ăla, știi? Trebuie să vină dropul. Sunt niște tobe. Te-a lăsat iubita, te aștept la sală. Ești din casă, nu ai viață socială. Ți-ai dat bere de o fată. Ai picat de prost, te-a scăpat basma curată. Trebuie să descărcăm beat-ul. Fă și tu un proiect, chestii. Ok, se întâmplă nebunia. Fratele meu Bacovea, let's go, man. Yeah. I'm not even fucking capping. O să la mă vezi cum să dau. Yo! Bă, n-am versurile. Ia! Pasul 2. Pas telefonul pe cameră. Dă-mi-le pe WAP. Yeah! Dă-i mai tare în căști, că eu sunt surd de ureche. Șa! Yeah! Te-a lăsat iubita, te aștept la sală. Ești din casă, nu ai viață socială. Let's go, let's go. Firul pe stânga, let's fucking go, guys. Yo. Aia zic, yeah. Ai emoții? N-ai nevoie. Am un pic, n-am să min. N-ai nevoie de emoții, o să fie bine. N-am emoții, let's fucking go, guys. Oh, de ce mă aud în căști? Păi te aud în căști, cum te aud? De ce mi-aud autotunul? Voi de obicei vă auziți în căști când trageți? Da, păi ca să le controlăm vocea. Da? Mi se pare foarte greu. Te-a lăsat iubita, te aștept la sală, ia de așa. Te-a lăsat iubita, te aștept la sală. Mai cu tupeu. Te-a lăsat iubita, te aștept la sală. Voi auziți? Pe om, da. A, ce cringe. Vezi cum trebuie să fac? Te-a lăsat iubita, te aștept la sală. Ești din casă, nu ai viață socială. Ia-ți auzi-o! Te-a lăsat iubita, te aștept la sală. Ești din casă, nu ai viață socială. Ți-ai dat prietenii pentru o fată. Ai picat de prost, i-a scăpat fazma curată. Ia să vedem, bărbați, ce-o ieșit. Pardon, fraților, let's go. Te-a lăsat iubita, te aștept la sală. Ești din casă, nu ai viață socială. Acum se lucrează la mix. Da, asta v-am să zic. Ia uitați, fraților, ce se întâmplă.
te iubi, te aștept la sală. Deci omul ăsta e un fel de Dumnezeu, el te ia fără voce și cumva ți-o dă. Numai Iisus Hristos mai poate să facă asta. Și îngerii și Sfântul Mihail și Gabriel și ei și el și restul poate să mai facă asta. Iubita, te aștept la sală. Fii atent, fii atent, ești gata? Let's go, let's go, let's go. Hai să vedem ce a ieșit oamenii pe rec, da? Astăzi. Let's go. Sneak, hey! Ați venit, hey! Cu 24 de ore. Telefon! Bate aici, let's go. Sunt mândru de Snic. Sunt foarte mândru de Snic. Un băiat atât de talentat încât nu mă așteptam. Tu ai un talent ascuns. Nu, că frate, poți să-ți faci o carieră extraordinară din asta. Fraților, aș putea să fac asta în mod neironic, să că nu? De ce faci vlog? Nu știu, chiar cred că efectiv o să mă reprofilez, mă jur. Bă, frate, am venit vlogger, am plecat rapper. Dacă vrei, să mulțumesc. Poți să-mi zici, poți să trăiești. I-am și gazica, să-mi iubești. Știi că ești tare? Ba da, de-aia.